Ce vrei să mă întreb? N-au nicio treabă pe aici? Păi nu cei de acasă v-au făcut mari? Nu, nu, am spus că nu cei de acasă, adică cei de acasă ai mei, domnișoara Cristina, nu împărtășesc aceeași părere ca Alexandra. A, ei deja știu. Nu, eu vorbeam despre telespectatori. Păi da, eu despre tot despre telespectatori. Ce vrei să te lămuresc, Alexandru? Ce vrei să te lămuresc, Alexandru? Am făcut gesturile astea. Am făcut gesturile astea și acum vreo lună și acum vreo trei luni, înțelegi? Nu, dacă ai făcut-o în ultima săptămână zilnic. Până astăzi tu ai făcut aceste lucruri. Până acum nu ai făcut-o. Până acum nu ai venit să o ridici pe Maria Slăb, că este cea mai mare, cea mai breală persoană de lângă tine sau ce ai spus tu acolo. Până acum ai spus că este cel mai mare dușman al tău. Marinescu, pe cine încerci să păcălești? Am făcut treaba asta și aveam numai cuvinte de laudă. Chiar și acum mai mult timp în acest... Să ne aducem aminte gala până momentul în care v-ați declarat ce ați vorbit și ce ați discutat și cum vă făceați semne? De tot. Nu mai insinuați că voi știți despre ce este vorba între mine și Maria, că nu știți absolut nimic. Pentru că și azi v-am auzit. Da, și azi v-am auzit că m-am dus acolo în vestiar. Nu, am spus, că m-am dus în vestiar acolo afară. Am spus ce urmează să faceți înțelegi? Voi. Auzeam pe aici persoane care ziceau, băi, poate voi știți cum... Adică sunt sigur că știți despre ce este vorba între Maria și Marinescu. Înțelegi? Păi, dacă tu n-ai fost capabil să ne explici, Marinescu, e normal să venim cu niște semne dar de întrebare și să ne întâmplăm părerea. E logic, nu? Nimic, mă. Atunci când ai fost întrebat, Marinescu, ai întors spatele nu și doresc. Te-ai făcut că plouă. Nu îmi pasă. Păi atunci asumă-ți că o să vină Alexandra, o să vin eu, o să vină toată lumea să vorbim despre tine. Nu îmi pasă că altceva în afară de asta. Atunci nu te plânge, asta vreau să zic, omule, nu te plânge. Se vede clar ce caracter are, aveți. Încercați să vă dați... Deci eu consider că nu mai are rost să mai discut atâta timp cât nu mi se răspunde la întrebări. Felicitări! Nu... Era o întrebare care consider eu că nu numai eu sunt curioasă de acest lucru, cum a spus și dumneavoastră și lumea de acasă este curioasă, de ce până acum n-a făcut absolut nimic și a doar a înjosit-o, a umilit-o și a făcut ce a făcut cu ea și acum în ultima săptămână vine cu flori. Era o întrebare foarte normală, bun, dacă vin, acuzat, mai vin cu una. Nu l-am criticat, nu i-am spus nimic, pur și simplu i-am adresat acolo, o întrebare destul de normală. Mai vii cu una, nu dai patru ca la morți. Salut, îmi pare bine. Alexandra, tu vrei să insinuezi faptul că el este învățat de cineva să facă... Da, domnișoara Cristina, da. Asta încerc să spun de săptămâna trecută în continuu. Asta încerc să spun, pentru că el de ce nu a făcut până acum? De ce până acum nu a făcut? Tu de ce crezi, Maria, că n-a făcut până acum aceste gesturi? Dar i-am zis că nu le-a făcut domnișoara Cristina. Chiar două sau trei săptămâni în urmă, în gala a venit cu un buchet de flori. După care încă vreo 2-3 luni urmă la fel. Eu vorbesc de zilnic, nu o dată din an în Paști când își aduce aminte, stai că trebuie să fac ceva ca altfel bate la ochi. Am înțeles. Eu vorbesc de zilnic. Ți-a adus luni, ți-a adus marți, ți-a adus miercuri, azi e joi. Probabil a realizat că a greșit foarte mult în anumite momente și acum situația a fost mult mai gravă. Acum, la final. La final toată lumea conștientizează că a greșit, nu? La final toată lumea... Nu, dar n-are nicio legătură. Nu mai aberați ceea ce scot ei pe gură. Vor doar pur și simplu să primească din nou mila publicului, aprecierea publicului. Fac lucrurile astea doar din simplu fapt că încearcă să dea bine pe TV, să arate, wow, cât cel mai minunat cuplu, cât de frumos se iubesc ei și cât de mult s-au sacrificat unul pentru celălalt, când ei, de fapt, tot ceea ce au făcut în emisiunea asta au făcut doar planificat de ei de acasă. A venit Maria ieri și a spus cu gurița ei lucrurile astea, deci este clar. Apropo de asta, Maria, tu mi-ai spus mie la un moment dat faptul că te-ai certat cu Marinescu pentru că el s-a supărat, că nu a luat cecul într-o gală și așa mai departe. Am zis. Ieri ai venit și ai spus că ai mințit. Da. Codruț! Da, domnișoara Cristina. Tu vorbeai cu ea în acel moment. Păi, da, am avut discuția asta cu ea pentru că era vorba de chestia asta, nu știu de ce bani, de ce cuplu lunii, de așa mai departe. Și am venit și am spus, bă, zic, stai un pic că singurul care a fost afectat din cauza banilor ai fost tu când a zis Maria că ai certat-o că n-ai luat-o banii din cauza ei. Iar ea a venit și a spus, ai mințit. De asta înseamnă că ai mințit și publicul cu acel screenshot sau ce ai pus tu cu acea... poveste, bă, care ai avut-o tu. Nu, fii atent, Codruț, hai să ne concentrăm puțin, fii atent. Asta. Maria a afirmat ieri că atunci când a povestit despre cearta lor și acel cec, ea a mințit, că de fapt nu se certaseră din acel motiv. Și tu îi reproșai faptul că este mincinoasă. Păi, nu este mincinoasă, domnișoară Cristina, atunci am venit și am spus...
când îți spune Marinescu treaba asta și îți spune o etichetă de mincinoasă, înseamnă că nu ți-o pune pe degeaba, că el știe treaba asta. Dacă tu ești alegi să minți doar pentru altceva... Ia uite, Alexandra! Uite așa. Hai că mă mai concentrez eu dacă e, mă mai concentrez eu. Pentru că nu mă interesează ce spuneți voi toți, înțelegi? Vezi că e al patrulea trandafir. Vezi că vorbești cu mine, ar trebui să-i oferi cu cheltuie. Ar trebui să-i dai floarea ei și să vorbești cu ea, nu cu mine. Înțelegi? Vezi că eu sunt mai important acum în momentul în care trebuie să faci încesc. Și pentru că o iubesc pe femeia asta, nu mă interesează nici ceea ce spuneți voi. Ia acolo, Sus, acolo. Nu mă mai concentrez. Foarte frumos. E ca după că nu e... Domnișoara Cristina, mă bucur foarte mult că mi-a luat Marinescu un exemplu cu adusul trandafirilor în fiecare zi. Vezi că 7 trandafiri, Marinescu. 7, da. Nu. Auzi, trebuie să aduci 7. 7 al câtelea este? Câte al 4-lea? Al 4-lea, da. Mai ai? E bine al 4-lea. Nu, te duci în casa ta. Nu, dar nu fac nimic. Nu, te duci în casa ta, te rog. Da, e bine, mă, să-i dai 4. Da. Așa că... Nu i-am lăsat nici pe ceilalți, asta este. Ai adus trandafirul, ai pupat fata, vă iubiți, n-ați respectat regulile, aia e, stați despărțiți. Domnișoara, v-au lăsat și cei din producție să stați în pauză, crezând că faceți poze pentru social media. Ce-ai, Radule? Nu crezând, stai un pic, Radu, nu crezând, am făcut video chiar. Da, că e asta cu noi, persoana din staff. Pentru ce? Și a văzut că am făcut video ca să-l postăm pe internet. Aha. Gen, bătaie, ține. Alexandra și Codruț, puteți să faceți și voi, să fie egalitate, să nu se crede. Nu, domnișoara Cristina, nu avem nevoie de așa ceva, nu vrem să ne milogim sau să stăm acum prin genunchi pe aici, cum fac ei, mamă, să arătăm unitatea mai dragoste. Cine ne apreciază, ne apreciază pentru ceea ce suntem, ce arătăm în momentul de față la TV și așa mai departe. Auzi, Alexandru, crezi și tu că acest ritual cu trandafirii este doar un plan pus la cale de cei doi? Domnișoara Cristina, păi a zis foarte clar, am vrut să fac treaba asta pentru că am vrut să îi demonstrez că îi iubesc și mai ales ca să vă arăt vouă în față. În momentul în care vrei să faci un gest, nu există nimic altceva decât să faci femeia să se simtă bine, nu există să ne rezi nouă în față. Hai să zic o chestie. Acum s-a nimerit momentul și s-a nimerit frustrarea voastră, da? Nu. Pe care ați exprimat-o și astăzi, dar și zilele trecute, pentru gesturile pe care le-am făcut eu, înțelegi, către Maria. Și dacă a fost momentul acum, da, și am simțit eu că m-am simțit așa pe nervi și să vă dau vouă peste nas, încă o dată cu lucrul acesta, am vrut să-l fac acum. Care e problema? Și de ce să ne dai nouă peste nas? Care e problema? Nu toată ziua? De ce când a venit aici nu i l-ai dat? În același timp. De ce nu în alt moment al zilei când te simțeai bine cu ea, nu ai hotărât să-i dai trandafirul doar ca să ne râzi nouă în față? De ce asta e drept dovadă că a vrut doar să ne facă nouă, la fel cum a fost faza cu Pia ieri când a vrut să-i o dai lui Codruț? Același lucru a vrut să facă cu trandafirul azi, nici de cum să se simtă Maria bine și așa mai departe. Luni am făcut acest gest. Da? Nu mi-aș fi închipuit eu că faceți voi atâta răboi pe seama asta. Păi și vrei, te opreai doar la luni. Am făcut același gest, doar eu cu Maria, noi doi. Ieri la fel. Ce crezi? Ieri am făcut același gest. În momentul în care s-a terminat emisiunea, m-am dus la ea și am fost doar eu cu ea. Da? În același timp, acum, a patra zi când am făcut acest gest, așa s-a nimerit acum să vă dau vouă peste nai, să râdă voi. Înțelegi că voi nu sunteți în stare. Ai zis că ai nimerit momentul. Voi nu sunteți în stare de una să faceți absolut nimic. Ai zis că ai nimerit momentul în care să ne dai nouă peste nas. Da, bă, pentru că vă ofticați, mă. Și mie îmi place să vă oftic. Și ce treabă ai cu voi? Vreau să vă oftic. Păi asta zic, Marinescu. Asta zic. Nu se oftică nimeni. Crede-mă, nu se oftică nimeni. Auzi, Marinescu, deși voi susțineți că nu vă place să se vorbească despre voi și că ai voștri colegi o fac mult prea mult, Codruț spune că tu oferi acești trandafiri tocmai pentru a se vorbi despre voi. Păi asta a spus și Adina Oriel, a recunoscut. Cum e treaba, Codruț? Domnișoara Cristina, treaba este foarte clară. Face treaba asta doar pentru așa ceva sau să dovedească el acum, în ultimul timp, pe ultima 100 de metri, că el într-adevăr simte cea pentru femeia asta și vrea să arate el adevărata puterea dragostei, când timp de un an de zile tot ce a făcut unul cu altul și spusele ei, nu ale lui, arătat cu totul altceva, că Maria nu știu cum, că el nu știu cum, așa mai departe, vii acum, aduce fiecare zi un trandafir ca să ce? Ca să oftici? Ca să ne oftici pe noi? Uite, nu oftici pe absolut nimeni, băiatule, cu treaba asta. Hai să zic o chestie. Atâta timp, bă, tu... Tot în același timp Maria vine și spune că ia minte pentru tine și minte doar ca să te pună pe tine bine. Ai înțeles? Minte ca să-ți facă treaba asta. Tu îi aduci un trandafir. Păi dacă așa poți să mintă în fiecare zi, că îi dai pe ce, îi dai acolo material pe ce să mintă. Mai dă o floare încă o minciună, mai o floare, mai o minciună. Da, uite că cum facem aici, Codruț, că la un moment dat
Eu mă făceam pe aici, mă dădeam inteligent și intelectual și negam pe aici anumite lucruri. Uite că eu am avut tăria de caracter să mă văd cu persoana pe care o plac și pe care o vreau lângă mine în exterior, cu toate că nu sunt, nu mi se pare că este cinstit ceea ce am făcut, adică am greșit, da? Dar am pus mai presus de toate sentimentele, pe când tu mi-ai spus mie că domne, eu nu mă văd cu Alexandra, nu am nicio treabă cu Alexandra și n-am văzut un moment în această casă când să te fi văzut în exterior, ceea ce pe mine mă duce cu gândul în foarte multe lucruri. Domnișoara Cristina, unul la mână, minte foarte mult. Eu când am fost acasă, am fost cu Alexandra și am venit și am spus în emisiune că am fost cu ea. Cât am venit și măcar nu m-am dus la Oradea, unde m-am dus. Nu m-am dus absolut deloc, eram acasă cu Alexandra. Am mai fugit odată pentru... Păi da, de ce nu m-am văzut aici în exterior cu Alexandra? Păi nu mă văd. De ce? Păi de ce? Băi, am zis că nu m-am dus. Cum era să vă încălcați regulile? Domnișoara Cristina, atâta timp cât femeia a fost în țară, eu am fugit pentru ea, de ce să mă văd aici în exterior? Ca să ce? Ah, corect, corect, că sunteți săptămâna de altul aici în emisiune, ce să mai vedeți în exterior? Ca să ce? Ca să vin după aia să spun, bă, la momentul ăla, bă, tu vii acum și recunoști tot așa, în ultimul moment vii și recunoști, da, mă, m-am văzut eu cu Maria că m-am iubit când femeia era la local lângă hotelul nostru și te-ai dus, ai bubat-o, te-ai văzut de treaba ta. Auzi, Marinescu, da, voi când v-ați văzut în exterior? Când? Da, aici. Domnișoara Cristina, când au fost acele lucruri atunci în gala, nu știu, vorba de 5 luni. Când v-am mințit în față. Păi ai spus că nu erau reale, că erau photoshopate. Acum e real. Da, erau photoshopate. Păi și atunci... Te-ai văzut când? Da, erau photoshopate, da. Când? Iar minți? Da. A, bun. Păi hotărăște-te, fii atent, avem două variante. Ori erau photoshopate și nu v-ați văzut, ori v-ați văzut și ți-ai asumat. Acum sunt photoshopate. Da, bine. Domnișoara Cristina, băiatul ăsta pe cine? Înțelege publicul ce. Pe cine ia la mișto, domnișoara Cristina? Bă, tu pe cine pe vrei? Mă ia pe mine, ia publicul de acasă, ia inclusiv pe toată lumea, ia la mișto. Minte, nu minte, e Photoshop, nu e Photoshop, am dovedit, nu am dovedit, m-am văzut, nu m-am văzut. Cine ce înțelege? Că eu nu înțeleg. Dar voi nu înțelegeți că este fix alegerea voastră cum vă expuneți și ceea ce scoateți pe gură. Da, domnișoara Cristina, dar atunci de ce să-i dau eu apă la moară la toată situația asta? Dar ei deja, indiferent de ceea ce spun eu, eu știu deja adevărul. Ei știu ceea ce fac păi eu. La dacă la au pe Codruș și mai au pe ăștia pe aici că zic că Marinescu, eu știu ce face și în secunda 12, peste 12, peste 3. Dar ce mai stau eu? Bă, că mai contează treaba asta. Spun eu aici, tu și spui mie că eu n-am sau nu iubesc cu adevărat păi pe femeia aia, aia doar că nu m-am văzut cu ea în exterior. Cum e în exterior, mă? Nu stai și tu față în față la la masă cu ea. Să vorbiți despre ale voastre. Dar de-ai treaba ta, bă, dar băi, am făcut camere, treaba asta, nimic, am făcut treaba asta în emisiune, că eu m-am cunoscut în emisiune, m-am expus în emisiune, înțelegi? Mă duc, stau la masă și vorbesc și am răspuns despre absolut tot ce a fost vorba, ce mă ține pe mine. Codruț, de ce ai spus aia? Am spus aia pentru că n-am evitat niciodată întrebările ce m-au ținut pe mine. Aici nu se expune nimeni așa cum își dorește, da? Nu, doar tu nu te expui. Pentru că toată lumea are frici aici. Ce frici? Ce frici? Frica de a se exprima. Frica de a trăi fără, dacă nu știu... Și mie mi-a fost frică să mă exprim în emisiunea asta și dacă eu m-am mai pus în toate postazele în emisiunea asta și am sărit și la bătaie, am și înjurat, am fost și bun, am fost și nebun, am avut ceva. Toate, dacă aia tu vorbești de mine aia că am avut eu frici, deci crede-mă că ai nimerit cele mai proaste persoane despre care să spui lucrurile. Îmi pare rău, nu-mi pare rău. Crede-mă, n-are nicio legătură ceea ce scoți tu pe gură momentul de față. Încă ceva, Marinescu, vezi că noi de fiecare dată când ne-am văzut în exterior și vorbesc de România, am venit aici și ne-am asumat. Mă, tu, în momentul în care ai fost în România și te-ai văzut, nu ți-ai asumat. Păi nici acum nu vezi. Niciodată n-ai fost cu care să-ți asumi pentru că ți-a fost rușine cu cine te afișezi. Și vii și vorbești cu mine. Mi-e rușine. Vii și vorbești pe mine lucrurile pe care le scoți pe gură. Să fii serios și ai venit și ai venit și tu o scară întreagă cu televizorul că nu te-ai văzut cu femeia pe care acum vii și spui că o iubești. Da. Lasă-mă în doamnească, Afrodita mea, cu nu o vezi pe Afrodita, uite cât de superbă, uite cât de finuță e când stă cu tine pe cadru acolo, pe bune și tu îmi spui mie că tu nu ești genul de femeie care să emani iubire, să înțelegi, să nu știu, să fii mai delicată cu cineva, chiar nu, adică credești că tu ai emanat multă iubire. Lucrul vostru demonstrează altceva și cu asta am spus tot, nu mă bag eu, nu mă bag eu. Noi nu mă bag în lumea asta voastră, nu. Noi nu emanăm iubirea, ți emana voi de ajunsă ură și de ajuns de dușmănie și invidie și... Eu invidie? Eu invidie? Păi îmi văd de treaba mea, mă. Tu nu mi-ai emanat mie invidie care venea și țipai în gura mare că cum fac eu, te iau cecurile. Tu nu mi-ai emanat mie invidie că te duceai și abia urcai până la aici etaj. Vorbiți.
Erai dezamăgit, tu vorbești de că nu i-a emanat invidie și ură. Ai venit și ai stricat femeia asta, că vezi, doamne, că din cauza ei n-ai luat cecul și l-am luat eu. Tu vorbești de invidie, mă. Auzi, Marinescu, pe de altă parte, Alexandra, uite, este iubita lui Codruș, ceea ce înseamnă că e pe gustul lui, toate bune. Dacă nu e pe gustul tău, nu cred că e o problemă. A fost și pe gustul lui de foarte multe ori, dar nu prea a avut șanse. Băiatul a văzut că și eu am freză de foarte multe ori. Am văzut și eu la început când a intrat aici Alexandra Șanel în Dominican avansuri și așa mai departe, dar nu. Nu și ara Cristina Vulpea când ajunge la Sturgul spune că sacri. Ce am să fac? Ai, uite ce să fac. Băi, dacă tu ca bărbat accepti, da, să ai lângă tine o asemenea femeie, cum ai tu lângă tine când inclusiv tu ai venit și ai spus: nu știu ce face, absolut. Cum poți să faci așa ceva? Dovadă că nu ai același comportament cu ea pe care l-ai în casă. Sunt mesajele și înregistrări aduse de Alexandru, cum îi vorbești tu afară. Tu vii și vorbești mie, mă, de iubire. Păi uite, mă, că pe mine... Nu-l mai jigni, Codruț! Uite că pe mine lumea m-a numit aici Ken și am avut nevoie de o Barbie. Adevărul când îi spui ei, e o Barbie. Dacă te uiți chiar e Barbie, înțelegi? Te spui la iubita ta, Barbie. Ia, hai, gata, Codruț, o să te dau afară dacă continui. Domnule Șaracțiu, dar sunt vorbele lui, în mesajul lui, băi, sunt puncte, tu cu mine nu mai faci așa, bombardieri, faci așa. Și acum vine în emisiune și spune că a avut nevoie de o Barbie în emisiune. Și apară cum nu mai vorbesc cu tine, apare că Ken? O să ții zborul cum ai pe tricoul ăla. Nu știi, tu nu habar n-ai cum se numește firma la tricoul ăsta. Unde și a zborul? Nu se va pleca el așa. Unde? Vom pleca împreună, domnișoara Cristina. Nu știu, pe bătătură la Vaslui. Da. Da, vom zbura cu toți în curând. Da, unii zburăm și rămânem prin România. Măcar primul meu zbor cu avionul n-a fost în Turcia, ca așa lui. Alții ce, domnișoara Cristina? Cum? Nu e de tine. Nu v-am auzit, domnișoara Cristina, mi se părea interesant ce a spus. Ce, ești curios dacă vin sezonul 4? Nu, dar eram foarte curios pentru că nu m-a... Deci, da, unii da, zbor da, România, alții. Era, am zis că zburăm cu toții. Așa? Mergem în România. Așa? Mai mergem poate și prin altă parte. Ah, okay. Că nouă ne place să călătorim. Nu se știe unde și cum. Și mie îmi place. Da. Dar singur îți place. Am văzut că ai fost în Dominicană. Poate ajungem și noi, cine știe. Poate. Da. Doamne ajută. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.